La anul și la mulți ani, vă întreb din nou ce faceți, cum sunteți, dacă mai respirați, dacă mai trăiți. Ok. Video ăsta e un fel de introducere pentru revenirea mea înapoi pe YouTube. Pentru că, așa cum bine știți, au trecut o grămadă de zile de când eu n-am postat pe YouTube. De ce n-am postat pe YouTube? Apoi, vedeți voi, când așa zici credincioși, mă refer acum la capi, da? La pastori, la președinți peste cult, n-am nimic cu Enureaș, din partea mea faceți ce vreți, mă refer acum la Enureaș. Când lupi ăștia creștini, fie ei ortodoși, pentecostali, cum or fi, în cazul de față vorbesc de pentecostali, pentru că mi-a făcut raport la YouTube, când ei nu suportă să fie, nu că criticați, pur și simplu, să se arate cu dovezi, să se demonstreze cu dovezi că ei își ba joc de Enureaș, că ei zic una și fac alta, când ei nu suportă chestiile astea, să apucă și fac raport. Na, și acum spuneți voi, oameni buni, la cine să fac raport? Decât la mama voastră, Naomi. Da? Bine, nicio problemă. Mesajul ăsta vreau să fie foarte clar. În primul rând pentru oamenii care înțeleg contentul meu, adică ceea ce eu postez pe YouTube, și în al doilea rând pentru intruși ăștia, care spuș ori de pastorul dramatur Cristi Bohariu, i-am luat în vizor pastore, știi cum? Nu mai scapi, nu mai scapi, pentru că n-are rost, o să-i explic eu mai încolo. Și sunteți puși așa, știi, să dați subscribe la canalul meu de YouTube, ca pe urmă, să puteți să și dați raport direct, adică nici să nu stai mult video și pac, voi să dați raport la YouTube, la canalul meu, da? Și atâta din nesimțiți ați ajuns, încât dați subscribe, deși voi nici nu meritați să dați subscribe, ăștia care dați numai anume ca să vedeți ce postez și pe urmă să-mi faceți raport, voi nici nu meritați măcar să apăsați butonul ăla, știi? Nu meritați, da? Asta e viața, știi? Asta e viața. Bun. Video ăsta, dacă se poate să fie auzit atâta de oameni care înțeleg ceea ce postez, cât și de, cum zic maneliștii, de dușmani, da? Pentru că eu nu o să mă opresc. Voi puteți să-mi faceți câte rapoarte vreți. Și acum mă refer la gâsculițele puse de, fie că spusă de președintele cultului pentecostal Nelu Filip, fie că spusă în mare parte de Cristi Bohariu, pastorul dramaturg, eu un pastor mai dramaturg, că ăsta n-am văzut nici... Eu știu, tu cred că ai făcut școala de actorie, este Bohariule, școala de actorie ai făcut-o. După aia, Chelăbuține, Chifor. Dar astăzi o să vă fac introducere cu toți. Știți? Vă rog frumos să fiți atenți. Astăzi o fac introducere cu toți, ceva mai special. E o ediție astăzi așa specială, în premieră. Numai că un singur păstorică lipsește astăzi. Că cumva când a venit la mine ca să fac introducere, din greșeală cred că i-a picat un dinte pe drum. Și s-a întors. S-a întors să-și caute dintele. Încă pe el nu l-am astăzi. E vorba despre Pinocchio din Anglia. Pinocchio, șutești pe listă. Și cumva pe el nu l-am astăzi să vi-l prezint. Dar așteptați, când vine înapoi cu dintele, vi-l arăt. Bine? No. Înainte să vă prezint tâlharii, din cauza cărora am avut probleme foarte mari cu contul de YouTube, da? Vreau să... Nici nu știu, eu nu vă iau la mișto. Dacă voi credeți, oameni buni, că eu vă iau la mișto, pe cuvântul meu n-am ce să fac. Eu sunt foarte sincer. Dacă vreți, mă credeți, dacă nu, nu. Eu vreau să vă ofer un mic cadou din partea mea, că sunteți alături de mine, chiar dacă unii din voi... V-am scris aici pe foaie. Vedeți voi? Am selectat câțiva. Deci, cine o să zic acum că am ales doar persoanele care scriu pozitiv la comentarii despre mine, nu e așa. Pentru că am selectat doar câteva persoane pe care le-am simțit... Nu știu, am simțit acolo ceva. Chiar dacă unele pe care o să le menționez acum, cumva... Când o dat prima dată din canalul meu de YouTube, m-au criticat sau mi-au vorbit un pic aspru sau așa, cu toate astea nu mă supăr. Nu mă supăr pentru că după aia s-o uitat la mai multe video și o înțeles. Că, vedeți voi care e problema. Oamenii ăștia care dau click numai la un singur video, de exemplu, s-o uită la un video pe care unde eu îl critic pe Cristi Bohariu, da? Pe pastorul ăsta dramaturg. Ei se nervează pe mine. Ei îmi scriu un diferit. Eu nu mă refer acum la oamenii care am pe listă, o să citesc imediat, nu mă refer în general, da?
Și o să apucă să scriu tot felul, oricum îi blochez. Pentru că care se exagera, să-ți blocați, da? Dar știți cum sunt oamenii aia? Oamenii aia care apar numai la un singur video, fără să știe cine sunt eu. Mă refer cine sunt eu, măcar în mediul virtual, da? Că nimeni nu are prea multe informații să știe cum sunt eu după ecranul ăsta, ok? Și ei sunt cumva ca studenții ăia care, vedeți-vă, și când mă duceam eu la facultate, apoi în primul an începeam vreo cam 100 de studenți. Mă, după aia rămâneam vreo 70, după aia vreo 40 și o mână numai de studenți mai rămânea până la final. Și din mâna aia nici nu treceau toți facultate. Acum, ăștia care vin numai și se uită numai la un video pus de mine în legătură cu Bohariu sau cu Nelu Filip sau cu un favorit de-a lor și mă înjurați în stilul vostru pentru degeaba, voi sunteți exact ca studenți care veniți numai la examen, știi? Adică vă înscrieți la facultate, adică dați click pe canalul meu de YouTube, vă uitați la un singur video și îmi trântiți acolo și tot nouă mii de vine. La fel cum și studenții care se duc la examen, ei cred că dacă s-au dus mai la începutul anului, poate de vreo două, trei ori în timpul facultății și ultima dată la examen și nu trec examenul, ei cred că îs îndreptățit să pună vina pe profesor. Ca și cum, până pe din cauza profesorului n-am trecut, că știi, nu mi-a explicat. Nu, nu, nu. Tu ai lipsit de la ore. Și dacă tu ai lipsit de la ore și nu ai studiat, că poți să vii și să nu studiezi, normal că ai căzut examen. Păi dacă tu intri pe canalul meu de YouTube și dai click numai la un video și ai nimerit fix la unul în care mă lua și pe mine cu Evlavia și cu alea, știi, cu Artific, păi degeaba vrei tu să dai vina pe mine, că cine ești eu? A, ești atei, vai, de mine, stați un pic așa, din câte știu eu lepră nu am, da? Deci, nu mai dați voi vina pe mine, ăștia care apăresc din senin așa, din neant, de nici de unde, da? Nu mai dați vina pe mine pentru că nu-i problema mea că nu mă înțelegeți voi pe mine, da? Deci nu mai fiți ca și studenții aia repetenți care tind să dea vina pe profesor. Nu. Nu ca și fi o profesoară, nu, nu. Eu doar încerc să vă explic. Eu am atâtea materiale pe YouTube, am atâtea videouri în care explic, încă de multe ori mă și repet. Mă repet angro. Dar dacă voi nu vă faceți timp să vă uitați, interesant totuși, că vă faceți timp să mă blăstămați, să mă tăduceți în iad, să mă aduceți, să mă băgați, să mă scoateți, nicio problemă, că eu vă blochez. Bun, acum, înainte ca să vă fac cunoștință cu Nelu Filip, cu Cristi Bohariu, cu Chelăbuț, Pinocchio urmează, că încă, știi, eu picat din tine pe drum, vreau să le mulțumesc următoarelor persoane pentru faptul că, când zic că s-a alături de mine, mă refer că încearcă să înțeleagă ceea ce eu postez în mediul online, și că le mulțumesc pentru prezența lor. La unele persoane le pot pronunța numele, pentru că le-am luat numele din comentarii, adică numele lor deja e public. Acum nu știu dacă ăsta e numele vostru real sau nu. Măcar dacă nu e numele vostru real, vă rog frumos să vă gândiți dacă sunteți voi persoana care v-a spus numele ăsta la username sau nu. Pe unele persoane o să le pot menționa, pe altele nu, pentru că doresc să rămână în anonimat. Însă am și pentru ei cadou. Nu e nicio problemă. Da? Prima dată o să citesc persoanele care, adică pe care le-am selectat un pic din toată mulțimea asta de pe YouTube. Și știți ce vreau să vă dau? Vreau să vă dau la fiecare, uitați. Eu am cumpărat niște trandafiri, vedeți voi, roșu și alb. Și la fiecare, după cum îndeamnă sâmțul, când vă spun numele, vă dau câte un trandafir. Dacă vreți, îl primiți, dacă nu, asta e. Cine vrea să-l primească așa, real, real, și ca să vedeți că nu fac vrăjeală, dacă îmi trimiteți adresa voastră, prin e-mail sau pe rețele de socializare pe care noi păstrăm legătura, dacă îmi trimiteți adresa voastră și numărul vostru de telefon, eu vă garantez că un trandafir din ăsta o să ajungă la voi acasă. Da? Ca să vedeți că nu bajoc. Bun. Acum, vă rog frumos să țineți cont că o să numesc persoanele în ordine alfabetică, adică nu le-am ales după alt principiu, în ordine alfabetică, cel puțin sper că așa am făcut, că sunt și obosită, da? Și începem așa. Prima dată încep cu o persoană, e foarte strange numele ăsta, dar îi și ăsta un nume, anonim penticostal. Doamnă sau domnule, numai tu știi ce ești, da? Oare ție și să-ți ofer. Hai că îți dau un alb ție, da? Uite, îți dau un trandafir alb. Vezi? Anonim penticostal. Uite aici. Da? Deci ăsta e pentru tine. Deci am tras vaza aici, ca să nu credeți că tot pun trandafirul și eu ca și cum folosesc aceeași floare, da? Anonim penticostal. Pe urmă, o persoană care se numește cel puțin așa scrie Dana Motoc.
Dana, ție-ți dau roșu. Fac tot o apă pe aici. Vezi, Dana? Dacă existi în realitate, dacă chiar așa te cheamă, asta e pentru tine. Next. Un bărbat pe nume Daniel G. Daniel, hai că tu mi-ești simpatic. Îți dau și ție roșu. Nu că ăia la care le dau alb nu mi-e simpatici, dar mă rog. Daniel, îți dau și ție unul. Tu cred că ești băiatul ăla din Germania, nu? Sau domnul ăla din Germania. Cel puțin așa ai scris într-un comentariu. Pe urmă, am aici o doamnă specială, Deborah Dinu. Doamna Deborah, fără dar și poate, vă ofer un trandafir roșu. Așa. Next. O, încă un trandafir roșu pentru Delea Cristina Cuzman. Un trandafir și pentru dumneavoastră, pentru tine. Nu la toți vă știu vârsta, adică nu știu ce vârstă aveți, în fine. Pe urmă, a apărut o domnișoară pe nume Denisa Furic. Denisa, îți ofer un trandafir alb. Stai așa, cam o zici că-s la florărie. Denisa, ăsta e din partea mea pentru tine. Așa, dai să văd să mai am și memorie la laptop. Acum trebuie să dăm iar un trandafir roșu. Trandafirul ăsta e pentru Emma Moțiu. Emma, te pupă mama. Ăsta e pentru tine. Da, nu-i dai șlapi în ochiul. Deci nu-i dai, da? Te-am pupat pe portofel, Emma. Ăsta e pentru tine. Pe urmă, avem din nou o doamnă. Doamna Greta. Doamna Greta, trandafirul ăsta e pentru dumneavoastră. Dacă vreți să-l acceptați. Așa. Continuăm. Un trandafir alb. Așa, pentru o domnișoară, cred că, cu numele Naomi N. Nu știu, tu știi care ești. Îți oferi și ție un trandafir. Așa. Pe urmă, o mai apărut încă o doamnă. Stați așa. Un trandafir alb. Doamna Octavia Eleonora. Aveți un trandafir din partea mea dacă l-acceptați. Așa. Să te pupe mama. Neapărat trebuie să dăm un trandafir. Că ăsta, domnul ăsta e avocatul meu. Deci, cred că facem așa, cred că dăm doi trandafiri la persoana asta. Așa. Deci, de data asta facem o excepție. Un trandafir roșu și unul alb pentru Samuel Leonaș. Samuel, mulțumesc frumos că ești tot timpul prezent, când eu nu pot să fiu prezentă, să înțeleagă și oamenii că eu n-am cerut nimănui să scrie. Fiecare scrie cum dorește și cum sunte. Samuel, ai doi trandafiri din partea mea. Pe urmă, încă un trandafir roșu pentru Semida Julia. Semida, îți oferi și un trandafir dacă vrei să-l primești. Așa. Adică mi se lupa astea. Și mai am încă o doamnă. Bine că mai am trandafir roșu. Pentru, știu că mi-a spus să vă spun Vali, dar de data asta dați-mi voie să vă spun, adică să mă adresez și eu așa ca românașă cu respect. Ultimul trandafir pe care îl ofer în ordine alfabetică e pentru doamna Valerica Feier. Doamna Valerica, dacă doriți să acceptați trandafirul, ok? Bun. Acum am mai rămas cu câțiva trandafiri, da? Deci mai și câțiva trandafiri. Trandafirii ăștia, stați, pun un pic aici. Vedeți, trandafirii ăștia, deși nu sunt mulți neapărat, dar vreau să vă arăt cum a rămas. Na, ăștia vreau să-i ofer persoanelor care mă susțin, dacă pot să spun așa, în anonimat și care doresc să rămână anonime, da? Deci, vă dau câte un trandafir la fiecare, cred că cam atâtea persoane și în spate, cred că. Mai am încă 2, 4, 6, 8, 8 sau 9 trandafiri. Cam așa e și numărul real. Bun, acum, mă scuzați câteva secunde, să pun ăștia, așa, ca să vă prezint elita creștin pentecostal. Numai un pic. Vă spun din nou și eu nu bajoc, cine vrea să primească trandafirul acasă, nu trebuie decât să-mi trimiteți adresa voastră și numărul de telefon. Și eu vă asigur că o să vă ajungă florile astea, adică un trandafir, da? Dacă doriți să vedeți că nu vă mint, trimiteți-mi detaliile astea prin e-mail sau, mă rog, pe ce rețea de socializare comunicăm noi.
O să le pun acum jos, să-mi fac loc. Așa. Nu un pic. Să mă mai registrez, să mă registrez. Deci, persoanelor la care le-am oferit trandafirii, m-aș simți onorată dacă i-ați accepta, dacă nu-mi pare rău. Așa, dacă mi-a scăpat cineva, să mi se aducă la cunoștință. Și dacă consider că mi-a scăpat și nu mi-am dat eu seama, o să revin cu alt trandafir. Dacă nu, cam atât ai momentan. Ok? Bun. Deci, ca să continuăm, că nu vreau să fac tare lung video ăsta, ca să continuăm, mulțumesc încă o dată persoanelor pe care l-am menționat. Cum am mai spus, chiar dacă la început unii dintre voi m-ați criticat dur, totuși eu nu v-am blocat pentru că am știut că nu faceți din răutate și s-au văzut rezultatele, adică s-au văzut că nu e așa. Adică că nu au fost din răutate, adică că am avut dreptate, pentru că pe alte persoane le blochez din start, adică alea n-au niciun artific, n-au nimic. Da? Mulțumesc frumos și fanilor de pe... Adică din spate, din anonimat, care doresc să rămână anonime, vă mulțumesc și vouă. Și acum, haideți să vă prezint, da? Să vă prezint un pic elita asta cu care am eu de-a face din cultul creștin pentecostal. Deci, cu cine credeți voi că seamănă ăsta? Cu cine credeți voi că seamănă? Ăsta, îs eu. Să nu mi-aștept nume Mureșa, știi că cumva zici că e de la păr, știi? Am zis că nu o să-mi găsesc și eu pe cineva și nasul, numai că voi nu-mi vedeți nasul, dar nasul meu e un pic așa, știi că... Știi? No, deci asta e Naomi. Da? Asta e Naomi. Și împotriva lui Naomi, cel puțin, momentan, pastorii care se dau pe față și nu se pot abține și îmi fac raport la YouTube, sunt următorii. Și cum pot să-i numesc pe ei, dacă nu-l chem, să fie de față pe președintele cultului creștin pentecostal, Nelu Filip. Nelu, le-m-auzi? Mister președinte, pastor care ești. M-auzi? Hai să-ți spun ce-ți fac oamenii. Sau nici nu te miră ceea ce o să spun, pentru că le-ai dat tu binecuvântarea? I-ai mandatat tu ca să poată să facă chestiile astea, adică să facă mie raport la YouTube? Dați aici, oameni buni, când vedeți acum că l-aduc pe maimuțoiul ăsta, nu are rost să zic câți bani am dat pe astea, nu are rost să mai zic. Ăsta, vă fac cunoștință cu, așa, cu președintele cultului creștin pentecostal, Nelu Filip. Te vezi? Barosani. Ăsta ești tu, da? Deci ăsta ești tu. Auzi că-ți pușcă oasele în tine. Deci ăsta ești tu cu armata ta. Voi care vă puneți împotriva mea. Te vezi? Te vezi? Nu vrei să știi câți bani am dat pe șopârul ăsta. Deci ăsta ești tu. Dar acum stai ca să fii martor la subalternii tăi, să vezi cu ce se ocupă. Bine? Nu stai aici. Deci, oameni buni, când mai vedeți de acum acolo, în vreun video, pe șopârul ăsta, să știți că ăsta îl reprezintă pe președintele cultului creștin pentecostal, Nelu Filip. Stați să-l pun deoparte, că deja mă dor oasele. Să-l țin, că e foarte greu. E greu gurile astea. Așa. Nu, acum. M-am te gândit eu, mă, ce jucărie să cumpăr care să-l reprezinte cumva pe dramaturgul ăsta, pe Cristi Bohariu? Ce jucărie să cumpăr? Că, vedeți voi, el pare foarte smerit. Dar el îmbrăcura porți. Nu-i așa, Tiberiule? Și eu, Tiberiule, Bohariule, nu-i așa? Uitați-vă la ăsta. Uitați-vă și față smeritare. Stați că vă arăt. Trebuie să îl pochez cum pi se pun asta în cap. Uitați. Așa e și Bohariu. Atâta de smerit pare de la învo. Deci vine să plângi cu el. Uitați. Hello? Hello, Kitty. Te vezi, Bohariule? No, stai că ți-ai făcut prea mare umbră. Vine încă. Vine încă. Vagabonțală care ești tu, vine că. Deci, ăsta, Cristi Bohariu, da? M-auzi, bă? Mă, te întreb în fața poporului, tu cu ghearele astea. Te întreb. Eu, Naomi, te întreb pe tine, de ce mi-ai făcut raport la YouTube? Pentru ce mi-ai făcut raport la YouTube? Pentru ce? Că vrei să nu vorbesc? Că vrei să nu dovedesc publicului câte minciuni spui? Și că ești un dramaturg de nota 10? Spune, smeritule, nu mai sta așa. Spune. Pentru ce ți l-ai pus pe Denis? Pentru ce ți-ai pus armata ta să-mi facă raportul la YouTube, că eu o să am probleme cu YouTube-ul? Pentru ce? Spune. Pentru ce? Nici o problemă. Că tu stai cu domn Tonelu Filip și eu singură o să lupt. Eu singură o să lupt împotriva voastră. Pentru că voi sunteți niște mincinoși. Mai auzit, Bohariule?
Bă, m-ai auzit? Nu sta așa smerit. Nu sta, că nu mă impresionez. Îl vedeți? Îl vedeți? Exact așa e și Cristi Bohariu. Stă smerit pe lanvou. El când colo, Ganga Style. Știi? Ganga Style. El îmi face rapoarte la YouTube. Eu, din cauza lui, n-am putut să mai încarc material. Că el să face, că nici... Bă, tu mă auzi, bă? Bă. Tu nici măcar n-ai avut tupeu tu să-mi faci. Ca să nu-ți apară numele tău în raport. Tu l-ai pus pe Denis. Tu ți-ai pus gâsculița, sclăvuțul tău, să-mi facă mie raport. Asta ai făcut tu. Nu cumva să-ți apară numele, ca și cum tu te speli pe mâini de parcă eu nu știu cum funcționează platforma YouTube. Dar nicio problemă, Bohariule. Nicio problemă, că o să le arăt eu la oameni în video următor dovezi împotriva ta. Cum tu minți și minți și minți și iară minți. Terminat cu ăsta momentan. Acum, încă unul care mi-a făcut raport la YouTube, ci că, auzi ăsta, bă, hai încă, hai, nu te ascunde, vină încă. Vină încă, stați să mă mai registrez, mă dor mâinile cu ăștia, bă, stai să te prindești, bă, a, Caleb, tu ești? Ce faci, mă, Caleb? Mă, chelăbuț, îl vedeți? Vedeți? Chelăbuț. Ce ai făcut tu? Spune, hai să te ridic, mă, deși ești greu, mamă, ești greu să te țin, bată, te ce ai făcut tu? Spune la nume ce ai făcut. Mi-ai făcut raport la YouTube și ai mințit că eu îmi bat joc de tine și că vezi, Doamne, te înjosesc pentru faptul că ți-am adus la cunoștință că totuși, știi? Nu cred că Dumnezeu e de acord cu lăcomia alimentară, știi? Deci, tu, nici nu știu dacă mă simți, nu știu dacă mă simți, tu, în loc să te uiți la tine, să te analizezi tu pe tine și să iei o măsură în privința sfințeniei tale, tu ce ai făcut? Ai zis YouTube-ului că Naomi, știi, eu, vai, știi, Naomi m-a făcut că-s gras. Naomi m-a făcut că nu știu ce, Naomi bullying. Naomi m-a hărțuit. La fel cum o mințit și Pinocchio, dar la Pinocchio revin cu alt video. Bă, băiatul. Bă! Spune-mi tu mie, ai ochi să mă vezi?